Astăzi este una dintre zilele magice, Ciucă. Asta pentru că aici este nimeni altul decât omul cu superputeri și cu trucuri uimitoare. Nimeni altul decât prietenul nostru, Simion Erștefan! Super putere, mă uitam așa ce 200. Bine ți-e stă în ultima perioadă. Acum cineva o să mă înjure foarte rău. Doar colegii de la Sunet, da. Mă las să te ajut eu. Perfect, nicio problemă. Mi-a spus înainte, mă simt prost. Nu te simți, rămâi așa, ești bine. Simion Erștefan, ce faci cu dragostea? Sunt bine. Gata, știi că practic nu s-a schimbat nimic de data trecută. Când practic ai luat-o pe un alt drum tu și fost tata iubită pe alt drum, nu? Da. Nu v-ați împăcat. Nu s-a schimbat statusul, nu? Dar nu a fost un conflict, nu a fost un război. Nu, Doamne ferește, doar că unele lucruri ajung la final. Dar bineînțeles, că într-o poveste are un început și un sfârșit și totul ok. Cei de acasă trebuie să fie atenți de noi, pentru că astăzi vor fi hipnotizați de Simion Erștefan. Omul ăsta cu puterea minții, a lui și a altora, va face niște lucruri incredibile, imposibile și inimaginabile. Wow! Chestia e referitor la ce ai spus mai devreme. Am primit atât de multe mesaje, dar nu cu o conotație anume sau așa mai departe, dar a fost un mesaj care m-a șocat, crede-mă, dar nu știu dacă avem cum să... Te rog, zi. Să dăm un click, nu știu. La Regiucă? Da, cred că l-are. Ia, cred, hai să vedem la ce mesaj te referi. Un mesaj primit de Simion Erștefan după ce ai fost la noi la emisiune? Da. Ia să vedem, ia, stare curios. Dar stai puțin, că mă simt bine. Ia. O să înțelegi de ce. Acum, să apară mesajul? Da, dacă... Ia, să poată, să vedem. Dacă nu, se poate mai târziu. Pentru că mă simt pus la adăpost. Dinainte, nici o fată să nu se atingă de Simion meu. Ce mai vrei? Nici o fată să nu se atingă de Simion meu. Simion de la Simion, ce mai... Deci gata. Atât. Din momentul ăsta eu sunt pus la adăpost. Perfect. Foarte drăguță domnișoara și... Este Carina Carina, sper că se uită în continuare și la noi la emisiune. Și Cristina și Iulian, părinții, ei așteaptă un alt copil, băiețel de data asta. Este fenomenal. E cadoul vieții. Foarte e frumos. Cadoul vieții. Te salutăm, Carina, și hai să vedem ce face Simi al tău și Simion Erștefan al unei țări întregi. Pentru că o Românie l-a văzut la România au talent. O Românie întreagă. Am făcut tot posibilul să-i bucur pe cei din... A fost, foarte tare. A fost frumos. A fost frumos, o atmosferă cât se poate de frumoasă și celor care vor să participe, chiar le recomand chestia asta, pentru că este o energie atât de pozitivă, o echipă atât de frumoasă și e o experiență. Și în același timp ai șansa să fii văzut de foarte mulți oameni. Da, bineînțeles. Și de ce nu chiar să ți se schimbe drumul în viață. Da. Hai să vedem ce facem azi. Dacă tot am văzut un copil mai devreme, da, un copil... în scurt timp o să dăm oarecum timpul înapoi referitor la niște chestii. Pentru că o să vreau să reproduc un lucru. Pentru că am primit tot felul de mesaje referitor la acel lucru. Pentru că mulți s-au regăsit în acel ceva. Noi deja cred că suntem pe canapa asta de câteva minute, să spunem de 10 minute. Uh-huh. Da? Dacă ai putea. Și vreau să fii atent și în momentul ăsta. Stai să vină și cei de acasă să se uite. Da. Așa. Dacă ai putea să te gândești în același timp și cei de acasă, să-ți imaginezi cum poate acum cineva își strânge cățelul în brațe sau copilul sau mama sau tatăl și așa mai departe. Asta deja este o acțiune a trecutului. Noi fiind în prezent acum, deja a trecut acel moment. Câți dintre noi sau câți dintre cei de acasă și-ar dori să retrăiască din nou? Unele momente sunt convins că mulți. Exact. Dar noi o să ne limităm la un segment foarte restrâns. Între un minut și 10 minute. Da. Cât timp ai dat timpul înapoi? Cât timp aș da timpul înapoi? Între un minut și 10 minute. Între 1 și 10. 7 minute. Ok. Vrei să te răzgândești sau vrei nu. Să... Am înțeles. 7 minute. Pentru că aici suntem în data de 8 iunie, da? Da. Bun. Da? Te uiți? E și 11 acum, da? Stai să vadă și cei de acasă. Te uiți. 16 și 8, da? Da, 16 și 11 minute. Și practic tu ai dat timpul înapoi pentru absolut toată lumea? Vreau că acum ceasurile și telefoanele tuturor arată 16 și 4 minute. Vreau să se uite toată lumea în momentul acesta la telefoane. Ia. La ceas, dacă aveți ceas pe mână. Toată lumea, vreau să vă uitați.
Cătălina a spus 7 minute? Da. Ai dat timpul înapoi pentru o lume întreagă. Ați văzut, Ciucă? Ai văzut cum am dat timpul înapoi? Bravo! Mai avem încă 7 minute în plus de emisiune. Poți să-l dai cu un an în urmă, că am eu ceva de rezolvat. Vorbim după. Vorbim după. Da. E, imaginez că acum poate sunt persoane care vor retrăi acele momente. Corect, așa este. Pentru că noi uităm de... să ne bucurăm de... prezent. De prezent, da. Și ne ancorăm de foarte multe ori de trecut. Trecutul, necosăl. Trecutul da. Nu ai cum să îl schimbi. Mă scuzați. Niciodată. Hai să vedem. Bun. Mai ai ceva? Da, pentru noi. Este vorba tot de Simeon Erștefan. De timp. Timp. Da. De fapt, spune, aș fi vrut ca cei de acasă să-mi spun. Spune stop când vrei. Tu. Stop. Scuze, zi. Stop. Vreau să ții minte. Da. Da, pentru că este vorba tot de timp. Ți-am arătat chestia asta, da? Da. Scuze. Ține tu cartea, te rog. Ai rupt cartea, da. Stai. A rupt-o, ai văzut? De fapt, ai cum să te ridici? Uite, da. Eu voi sta exact aici. Da. Nu. Dacă tot am vorbit de timp, ce-i spune dacă timpul va decide? Pentru că și ceasul acela s-a dat în urmă. Hai să mergem puțin până la acel ceas. Băi, ești nebun. Vreau să mergi până la acel ceas. Și are, uite, vine, hai să vezi, are carte aici. Ideea e cum facem că se potrivește la fix cum a rupt el. E o întrebare foarte dificilă. Pentru că timpul, uneori, le rezolvă pe toate. Orice îi face, timpul le rezolvă și le vindecă pe toate. Adică, păi nu știu cum ai rupt-o, adică exact așa, se potrivește perfect aici. Păi da, este exact colțul acela, nu? Da. Și nu e cartea dublată sau ceva, știi? Nu. Nu. Dar partea cea mai frumoasă este că au început evenimentele. Eu zic că astăzi, vedeți ce face Simeon Erștefan, practic cu mintea noastră. Întreabă un coleg dacă poți să dai timpul puțin mai mult înapoi, o oră și ceva, pentru că a pus la pariuri greșite și dacă poate să schimbe numele, numerele sau... Pot să dau doar un singur sfat. Da, ia. Dacă am permis să dau. Zero, îl cheamă Dani, poți să-i zici direct. Așa, Dani, am rugămintea să-ți faci un mare bine și tu, făcând un mare bine unei țări întregi, nu mai jucați la pariuri. Da. Ce aș putea să zic? Pentru că, până la urmă, tu ca om poți să, să-ți crezi câștigul tău. Asta e cel, cel mai noi încercăm să și glumim. Nu, clar, îți dai seama că dar sunt multe persoane care fac chestia asta și da. e un hobby până la urmă. Da. Nu, Dani chiar este și foarte talentat la treaba asta. El vine de hobby la serviciu, restul el acolo câștigă. Da. Uite, a început perioada evenimentelor, ceea ce e da, foarte bine. Am văzut că și s-au reluat evenimentele, ceea ce este superb. De-abia acum pot spune că pot ajunge cu drag. Dar mi-a povestit cineva acum câteva zile, dar nu țin minte cine, și mi-a zis că a fost la un eveniment și a fost Simeon Erștefan și că a fost senzațional. În weekend ai fost undeva? În weekend. În weekend ai fost undeva? Te-a văzut undeva cineva? Da, da, am fost. Am fost... nu știu dacă am voie să spun numele. Nu, dar nu, am fost într-o locație, nu? Te-a văzut, în sectorul 2 din București, la o... Da, mi-a zis cineva. Da. L-am văzut pe Simeon Erștefan, al tău. Mai face o magie, cum ceva Greta îți face semn, dacă mai poți, că apoi ne grăbim, să mergem mai departe cu emisiunea, să nu pierdem timp, corect. Lucrurile astea spontane sunt cele mai... Mama, asta e. Mai fă data asta cu cărțile, mi-e place mereu, întotdeauna e vantaiul ăsta făcut așa. Foarte frumos. Cătălin. Da. Uite, acum facem abstracție că suntem aici, da? Bine, doar cei de acasă, cei de acasă sunt cu noi. Nu există vreo carte preferată, nu? Nu. Alege una la întâmplare. La întâmplare, da. Pur și simplu, uite, să vină telespectatorul să vadă că pun mâna fix aici, uite, aici, pe asta. Eu. Gata, o iau pe asta. Eu dacă vrei, ok? Da. Gata? O arăt la cameră? Arăt-o, da. Spune stop când vrei. Stop. Pune carte. Da. Este, da? Referitor la timp, dacă ai dat timpul înapoi, atinge altă carte, imaginează că atinge aceeași carte. Atinge. Stai să mă concentrez, că ating aceeași carte. Asta! Iau și nu te uita la ea. Nu mă uit. Gata? Crezi că este aceeași carte? Nu. Nu crezi? N-are cum.
Noi. Da, n-are. Noi. N-are. Exista o șansă. Exista, una da. Mică, dar nu. Tu ce carte ai avut? 3 de inimă neagră. Ceea ce se află pe undeva prin pachet pe ei. Cu siguranță. Ok, nu, el se află aici. Ia uite-mă, cum a făcut? Pentru că tu ai dat timpul înapoi. Totul acum este, uite așa, du-te vino, du-te vino, du-te vino. Dar... Băi, nene, cum a fost asta? Mai facem o dată. Numai o secundă. Dani, poți să dai banda înapoi să vedem? Nu poate. De fapt, ce-i spune dacă s-a arătat cea mai rapidă mișcare din lume? Deci cea mai rapidă mișcare din lume, oameni buni, atenție, acum e. Ia să vedem. Ia, vino mai aproape. Bă, Dani, vreau să-l descoperim. Vino încoace. Vino mai aproape. Fii atent. Deci cea mai rapidă mișcare din lume. Facem ceva ce nu s-a mai văzut. Practic, desconspirăm magia. Ia zi. Alege orice. Deci fii atent, că sunt camere. Uite-te cât e obiectivul ăsta acum aici. Cu drag. Deci asta, da? Orice. Asta, camera asta o ale... Camera asta, cartea asta. O arăt la cameră. S-a văzut și acum camera foarte atentă pe mișcarea lui să vedem dacă îl prindem, apropiați-vă de televizor. Okay. Uite, și... ține palma întinsă, cartea e aici, da? Da. Așa, voi tăia. O dată, de două ori, de trei ori. Bun, voi amesteca. Sunt amestecate? Nu este asta cartea. Nu, dar aia de sus. Ai mizat pe chestia asta? Că e asta de sus? Da. Nu, n-aș miza. N-ai miza, ok. Dar cartea e pe undeva pe la jumătate. Deci, uitați-vă bine cu camera de filmat. O singură mână. Da. Nici o carte în plus. Deci, Daniel, da. Vezi? Daniel e colegul nostru din regia de emisie. Okay. Să vadă și Radu, colegii mei. Doar deci, dacă aș mișca pachetul, ia. Da? Ia. Da? Se vede? Vezi că e mișcarea rapidă. Stai un pic să dea mai zoom. Dă-i mai aproape. Gata? Nu mă, că îl prindem până la urmă. Gata? Îl prindem. Doar când miști. Băi, Daniel, cum apar mă 7 de treflă? Uite, mai facem încă o dată. Băi, Dani, da, ține mai aproape aici, că se vadă el, bine. Dani, ia fii atent, dai cu reloare. Dă-i gata? Doar când miști. Nu, sau... Asta spune, cea mai rapidă mișcare din lume. Ia mă, și... mai fă o dată, că noi nu credem. Există adică... una și mai rapidă. Nu, dă un pic să văd, mai vedem asta. Vrei să mă prinzi? Da, noi vrem să te prindem. Ia, Dani. Deci doar când miști, da? Ia, fiți atenți, uitați-vă bine, oameni buni. Gata? Și mai există încă una și mai rapidă. Stai că te-am prins. M-a prins? Avem reluarea? Stai că te prindem. Hai, chiar sunt curios. Dați acum... Avem o cameră cu 3000 de frame-uri pe secundă. Nu cred, asta sunt în slow motion? Am adus-o special să demascăm magicienii. Am înțeles, dar vrei să arăși... Este camera care va da cu magicienii de pământ. Vrei să ia, Dani, ai reluarea? Nu cred așa ceva. Stai să vorbim serios? 3000 de frame-uri pe minut. Pe secundă, pardon. Oricum și pe minute mult 3000 de frame-uri, nu? Chiar vreți, dai, vreau să văd. Stai un pic, s-a stricat camera, nu s-a înregistrat? Păi dacă eram la meci de Champions League și dădea Ronaldo gol, mai putem face o dată? Deci fii atent. Băgați-i, Dani, apasă pe butonul ăla roșu, rec! Bă, dar noi suntem în direct acum, asta a făcut, dar suntem, da? Nu e bine, ok. Gata. Fii atent, deci Dani, cea mai rapidă mișcare din lume, vreau să o demascăm în direct. Gata, deci fii atent, e 7 de inimă roșu. De inimă roșie. Vino, îl vezi? Stai să-l vadă, stai un pic. Păi nu l-a văzut. Gata? L-a văzut, da? Este, ia. Da. Pac, 7 de inimă, ia fii atent. 7, da? Vezi că o să... Cum apăr mă și asta? Deci, mai, deci un... ca să... Ia. Mai facem o dată, 2, da? Doar când trece, 3. Ia mă, bagă caseta înapoi. Băi, Dani, ai înregistrat? Băi, Dani, ai înregistrat? Dă-i un pic înapoi! Pe ce ne face pe noi, Simeon Ștefan? Că avem tehnologie! Dă, uite, 4. Nu, stai că dă acum, dă un pic înapoi, Dani, dă! Dă! Ia. Hai mă, n-are cum. Deci noi să vezi că am prins cea mai rapidă mișcare din lume. Hai, Dani! Adică toată lumea, cred că așteaptă în momentul ăsta. Așteaptă toată lumea momentul, nu știu ce... Hai mă, dă un pic să vedem așa, cu încetinitorul, Dani, ia să vedem. Hai că l-am prins. Ia să vezi. Ia, fii atent, ia. Uite-te aici. Unde? Ia, fii atent. Hap! Ușor, cu cetinitorul! Nu. Nu. N-ai văzut. N-am mers. O zi frumoasă, am plecat. Vei, Dani? Păi n-avem și noi aparatură de aia de 3000 de frame-uri pe secundă? Stai, uite. Uite, o să te las. N-avem cu infraroșu ceva? O să te las să vezi asta. Băi, lasă. Acolo trebuie să... Aici, nu, unde? Să fiu. Acolo, deci, sau acolo? La camera 5. Ok. Ia. Vezi, Cătălin, da? Da. Ia.
Ai văzut? Ai văzut? Da. Dar asta ține de tehnică. Deci tot ceea ce ține de cărți și așa mai departe, ține de tehnică. Ceea ce ține de partea de mentalism, acolo, psihologie, hipnoză. Foarte bun. Simeon Ștefan, oameni buni, e un prieten foarte bun al nostru. Practic, puteți să-l vedeți la evenimente, pentru că s-a deschis lumea asta din nou și e foarte bine. Exact. Și de-abia acum pot spune și eu, accept cu drag orice invitație, pentru că până acum am stat oarecum în stand-by, pentru că am vrut să fiu sigur că pot susține sau duce până la capăt un eveniment fără probleme. Pentru că e foarte ureasă să te duci să ții un eveniment și după aceea să-ți vină vreun control sau ceva, se strică absolut. Simeon Ștefan. Mulțumim mult de tot. Cu drag. Stai, colegii mei, caută acolo. Avem? Stai, caută dovada. Să caute, ok. Stai să vezi, nu știi cu ce te pui. Ia zi, Dani. Mai dă o dată să vedem și noi. Au chemat experții. Da. Deci e ceva în regia de viză. Ia să mai vedem o dată. Ia uite, pac, fii atent. Stop! Deci cum îl prindem aici? Și dă-i play. Și, hai. 7 și stop! Păi cum a făcut? Păi n-ai cum să prinzi, Cătălin, n-ai cum. Iute ca săgeata și gata. N-ai cum, e bun, mergem mai departe, mai vine pe la noi. Ești foarte bun. Mulțumesc. Deci am încercat cu tehnică, 3000 frame-uri pe secundă, 4K, da, 5G, exact. Simeon, mulțumim mult de tot, pachetul ăsta de cărți se confiscă, rămâne la noi, va fi trimis la laborator. Cum a făcut, mă? Ne-a făcut, efectiv, da? Nu-i nimic. Analizăm și revenim cu expertiza.